În inima Maramureșului, acolo unde natura și istoria se împletesc într-un dans veșnic, se află două comori ascunse, cascada Piciorul Calului și ruinele topitoriei de aur Logolda. Aceste două repere nu sunt doar atracții turistice, ci și mărturii ale unei epoci de aur a mineritului european. Cascada Piciorul Calului, o minune naturală situată în apropierea vechii topitorii Logolda, este o fereastră către trecutul industrial al regiunii Carnică. Apa ce formează cascada izvorăște dintr-o fostă galerie minieră, continuând să se izbească de peretele stâncos ascuns în pădure, creând un spectacol vizual și auditiv impresionant. Cu o cădere de 40 de metri, cascada este un simbol al puterii și al rezistenței naturii în fața intervențiilor umane. Ruinele Logolda, pe de altă parte, sunt vestigii ale primei topitorii de aur din Europa, datând din jurul anilor 1850. Aici, într-o perioadă în care Carnicul era un centru minier de importanță europeană, se extrăgea și se prelucra aurul cu o tehnologie de avangardă pentru acele timpuri, inclusiv prin cianurare. Topitoria a fost construită de englezi în 1862 și a fost renumită pentru calitatea excepțională a aurului produs, atrăgând specialiști din întreaga Europa. Aceste două repere istorice, cascada Piciorul Calului și ruinele Logolda, sunt mai mult decât simple locuri de vizitat. Ele sunt povești pietrificate, amintiri ale unei epoci când Carnicul era la inima mineritului european. Ele ne amintesc de oamenii care au lucrat în aceste mine, de comunitățile care s-au format în jurul acestor activități, și de schimbările pe care le-au adus în peisajul local. Astăzi, când ne plimbăm pe potecile ce duc spre cascada Piciorul Calului sau când explorăm ruinele Logolda, suntem invitați să reflectăm la trecutul bogat al acestei regiuni și la moștenirea pe care o lăsăm pentru generațiile viitoare. Este o lecție de istorie vie, o poveste despre cum natura și omul pot coexista și se pot influența reciproc, chiar și după secole de interacțiune. În concluzie, cascada Piciorul Calului și ruinele topitoriei de aur
Logolda din Carnic nu sunt doar puncte de interes turistic, ci și simboluri ale unei epoci de glorie și ale rezilienței atât a naturii cât și a spiritului uman. Ele stau mărturie a unei istorii bogate și ne invită să descoperim și să prețuim comorile ascunse ale Maramureșului. Cum poți ajunge acolo? Simplu. La ieșire din orașul Carnic, spre pârtiile de schi, în cea mai accentuată curbă, faci stânga, pe strada Minerilor, și urmezi indicațiile hărții din clip. Drum bun!